Bună seara! O discuție colegială între colegi. Nu puteți să ne dați și nouă declarație? Discuția internă de partid, deși firesc să fie fără mass media, pentru că e o competiție internă, nu este una pentru mass media. Bun, dacă nu o să aveți întrebări. Ce faceți astăzi la Focșani? Îmi prezint moțiunea România Dreaptă, România Puternică. Ieri a venit și domnul Blaga aici la Focșani. E firesc. Mâine ce o să faceți? O să fiți aici? Depinde. De ce? De programul meu. Și nu ne spune și nouă ca să știm? Dacă o să-l știu exact, nu știu încă exact programul, de aceea nu pot să-mi comunic încă. Contați pe votul democrat-liberalilor de aici, da? Domnul președinte este unul dintre cei 33 de susținători ai moțiunii în calitate de președinte. Contez pe sprijinul președintelui și, evident, membrii organizației vor decide dânsii ce vor face. Deocamdată a fost decizia individuală a președinților de organizații pentru a susține o moțiune sau alta. Noi sperăm să-i convingem pe cât mai mulți colegi de-ai noștri să meargă pe mâna noastră. Aveți emoții? Arată un om motiv. Puțin,